Lucian Blaga va fi omagiat la Zalău în cadrul unui proiect al Asociației ProTeatru, ce își propune să elogieze în fiecare lună câte un poet român prin organizarea unui recital de poezie. Luna mai este dedicată celei mai mari personalități creatoare a secolului 20. Calendarul Poeziei Românești este un proiect inițiat de Asociația Pro Teatru și finanțat de către Centrul de Cultură și Artă Sălaj, care își propune omagierea unui poet român în fiecare lună prin organizarea unui recital de poezie. După universul lui Nikita Stănescu, prezentat în luna martie și minunata lecție de dadaism a lui Tristan Țara din luna aprilie, urmează filozofia și lumina lui Lucian Blaga. Astfel, în luna mai, calendarul Poeziei Românești îi aduce la zalo pe actorii sibieni Oana Marin, care a participat participat și la recitalul Nikita Stănescu din martie, Andrada Oltean și Cristian Iordan, cunoscuți publicului din spectacolul pentru copii Anaz și Dragonul, jucat în cadrul Festivalului de Teatru Virgil Flonda 2018. Toți trei sunt tineri foarte talentați care iubesc poezia și vor putea fi urmăriți în spectacolul de poezie Poemele Luminii, sâmbătă, în data de 11 mai, ora 18, la Centrul de Cultură și Artă, Sălaj, Sala Dialoguri Europene. Nu se percepe taxă pentru participare. Recitalul este constituit exclusiv din opera marelui poet Lucian Blaga, la care se adaugă momente coregrafice și muzicale și este prezentat în cadrul Festivalului Internațional Primăvara Poeziei, ediția an 19. -a.